Bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Business Românesc. Pentru că acum câteva luni am început o emisiune, am avut o emisiune foarte interesantă despre IT-ul din România, despre IT-ul din Iași. Astăzi am invitat alături de mine o nouă prietenă, așa cum știți că fac de obicei, pentru a discuta despre o chestie foarte interesantă, care mie îmi place foarte mult și care sună foarte bine și care reprezintă, pe la urmă, viitorul business-ului din toate punctele de vedere. Păcat că noi înțelegem cam greu în zona asta ceea ce înseamnă cercetarea. Și mai ales într-o zonă sau chiar în două zone foarte interesante care se intre pătrund, în zona de IT și apoi în zona de sănătate. Și chiar pentru asta am invitat-o alături de mine astăzi, așa cum a spus pe nouă mea prietenă, Ana. Bine ai venit, Ana! Bine te-am găsit, Radu! Vreau să te rog întâi să ne spui câteva cuvinte despre tine. Cu ce te ocupi în această firmă pe care ieșenii cu siguranță o cunosc? Acum momentan reprezint departamentul de research în cadrul companiei Romsoft, o companie de software development. Iar în cadrul acestui departament de research, în general, cercetarea noastră merge în direcția de blockchain, de securitatea datelor și blockchain. Sună foarte interesant și, dragile mele, dragii mei, cu siguranță ne lovim în fiecare zi de aceste lucruri. Iar eu chiar am pățit-o să vă povestesc câteva lucruri, dar nu vreau să trecem mai târziu până nu ne spui cum ai ajuns în zona asta de cercetare în aceste domenii. Da, cred că asta mi-a fost predestinat. Întotdeauna am lucrat în cercetare. Sunt eșancă, am terminat la Racoviță, eram olimpică în perioada liceului. Așa că... Deci aici ajung olimpici, nu? Aici ajung olimpici, da. Cred că le e prescris asta, nu știu, le vine natural cumva. Nu e ceva care m-am gândit prea mult. Știam că întotdeauna că o să fiu doctor în fizică. Am ajuns doctor în fizică. Bă, n-am vrut niciodată să plec din țară. Mi-aduc aminte, în timpul facultății erau mulți profesori care îmi recomandau să plec. Am zis, nu, sunt eșancă, pot să fac performanță aici. Până la urmă am plecat la doctorat în afară, a fost foarte fain. Mi-am făcut doctoratul în Elveția. Însă, la un moment dat, după foarte multe rezultate destul de bune, nu știu, am reușit să public în Nature, cred că am vreo 3 lucrări în Nature. Wow, frumos! Da, mi-am dat seama că trăiesc așa într-o lună, într-o bulă a mea cercetării și că nu știu exact care este contactul cu industria și cu ce se întâmplă în ziua noastră. Adică rezultatele cercetării mele nu știu când vor fi aplicate, cercetările din timpul doctoratului. Așa că am făcut un pas cumva înspre industrie și m-am îndreptat un pic înspre antreprenoriat și transferul de tehnologie. Am revenit în Iași, special pentru această idee, pentru a face un transfer de tehnologie. Mă gândeam că sunt foarte multe idei care... Cum să zic, oamenii de cercetare sunt pasionați de ceea ce fac, dar nu reușesc să-și promoveze munca mai departe. Așa e. Și pe de altă parte, am intrat în perioada de antreprenoriat, am intrat în contact cu foarte multe persoane care puteau să investească. Și am crezut că există acolo un gap, un bridge pe care aș fi putut să-l fac. Am venit în România. Acum, nu știu, norocul, nenorocul, nu știu exact ce s-a întâmplat. În prima zi cum am aterizat, am fost la o conferință. Și mi s-a oferit o poziție și, uite, așa am... Păi, da, în afară de doctoratul din Elveția, am înțeles că ai și un master în Iași, în România. Da. Deci, sunt absolventa facultății de fizică teoretică, pură, 4 ani. Sunt ultima generație cu 4 ani. Și 2 ani de master la Alexandru Ioan Cuza. Partea din modelare și simulare era un departament special de... Sună foarte interesant. Știi cum? De obicei chestii de genul ăsta văd prin filme. Și mă bucur că există astfel de oameni și astfel de companii care atrag acești oameni în România și în Iași. Deci pe mine mă bucură pentru că până acum vedeam lucrurile astea numai prin filme, de obicei SF, când vorbim de cercetare, nu? Dar în ziua de azi, aproape nu există companie mare care să nu aibă un departament puternic de cercetare. Pentru că, așa cum știți, dragile mele, dragii mei, de aici vine plus valoarea. Poți avea la un moment dat un avantaj pe piață cu care mulți dintre concurenții voștri să se lupte câțiva ani să vă ajungă. Dar hai să vedem puțin partea asta de transfer de date și mai ales siguranța datelor.
Cât de importantă crezi tu că este pentru noi în general, pentru partea comercială sau să spunem chiar pentru partea personală? Ciudat este că nu conștientizăm asta până când... pentru mine eu pot să zic că e foarte important, dar lucrez aici și știu riscurile. Dar, din păcate, ne luăm așa cu cotidianul și nu realizăm, de fapt, importanța datelor noastre în general. Clar, e foarte important, nu? Dacă vorbim de securitate, de... Aici o să vă povestesc câteva lucruri care mi s-au întâmplat acum câțiva ani când trăiam în Marea Britanie. Și spre norocul meu s-a terminat cu bine, dar aș fi fost pasibil de plată, ca să spun așa. Deci locuiam în Marea Britanie de câțiva ani buni și la un moment dat am primit acasă 3 facturi pentru 3 telefoane și abonamentele care nu mi-aparțineau. Nu am lucrat niciodată cu firmele respective. Nu am avut niciodată în gând să-mi iau vreun telefon din zona aia. Și am intrat puțin în priză. Totuși, ce s-a întâmplat? De ce îmi vin facturile? Adică acolo nu se prea întâmplă. Totul e automatizat, computerizat. Nu se prea întâmplă greșeli să-ți introducă cineva datele din greșeală cu număr de pașaport, cu toate chestiile astea. Și am început să sun stânga-dreapta să văd ce se întâmplă. Pentru că era clar că mi se furaseră datele personale. Și mai mult decât atât, mi se cereau niște bani acum, câteva mii de lire, adică nu era chiar ușor. Mi s-a spus că da, aș fi făcut aceste 3 contracte. Eu am intrat, repet, puțin în priză. Spre norocul meu, în acea perioadă în care aceste 3 contracte au fost făcute în aproape o lună de zile, spre norocul meu, eu eram în România și aveam biletele cu care puteam să demonstrez că am zburat în România și că m-am întors. Mi-am trimis toate aceste informații și am întrebat, bun, și acum ce facem? Bă, o să încercăm să rezolvăm, dar ar fi foarte bine să contactați și poliția. Ok, am contactat poliția, mi s-a spus, da, este un lucru normal care se întâmplă. Nu știu cât de pregătiți suntem noi în România pentru aceste furturi de identitate, pentru că, până la urmă, asta s-a întâmplat. Mm-hmm. Au fost furate datele și au fost folosite. Firma și-a asumat firmele, sau firma de telefonie și-a asumat pierderea, nu a mai plătit nimic, dar dacă nu aș fi avut acele bilete, nu știu sincer ce s-ar fi întâmplat. Probabil aș fi ajuns în instanță sau cine știe ce se întâmplă. S-ar fi întâmplat. Deci, iată, am pățit-o, știu și din ce în ce mai mult cred că se apropie și de zona noastră aceste furturi. Și acum, înainte de a te provoca cu o chestie, vreau să vă mai spun că am citit un studiu și am și cunoscut persoane în zonele pe care am fost care fac aceste lucruri, adică te lasă fără aceste informații și am citit un studiu cam cât costă aceste informații, de curiozitate, și s-ar putea să vă gândiți că costă mii de euro. Nu. Deci mi s-a părut o chestie extraordinară. Deci datele noastre, dacă v-au fost luate din diverse site-uri, să spunem, sau aplicații, costă undeva la 3 euro. Iar dacă se mai adaugă și datele medicale, costă 5 euro. Deci, vă dați seama că aproape oricine cu 5 euro poate să afle despre tine aproape orice, inclusiv partea medicală, adică de ce boli suferi, de ce medicamente folosești. Vă dați seama că nu e chiar ok și nu cred că cineva își dorește acest lucru. Și acum vreau să te provoc. Cât de pregătiți suntem noi în România, să spunem, și cât de pregătiți sunt firmele românești, sunt firmele românești pentru aceste atacuri cibernetice, să spunem. Pentru că așa dispar datele. Da. Aș vrea să fac o paranteză înainte să continuăm discuția și provocarea, dar rămâne deschisă. Întâmplarea care s-a întâmplat ție a fost într-un sistem reglementat, da? Deci exact. A fost un furt de identitate în lumea clasică, da? În care dovada identității o faci cu metode clasice, cu un act de identitate și cu o anumită semnătură, da? Astea sunt verifiable credentials cu care tu te identifici, da? Ei, imaginează-ți că se întâmplă astfel de evenimente undeva unde sistemul este foarte bine reglementat, da? Sunt autorități care centralizează toate datele astea, iarăși, cartea ta de identitate sau pe baza căreia s-a făcut contractul respectiv, are niște factori de identificare, sunt mai multe lucruri care, da, deci, într-un sistem foarte bine pus la punct, s-a întâmplat lucrul ăsta. Ei,
cu atât mai mult într-un sistem care, cum zic, dezvoltarea tehnologiei duce acum înspre o identitate digitală, da? Unde reglementările nu sunt încă puse la punct. Sunt fel de fel de standarde, dar nu sunt reglementate momentan. Plus că difere de la o țară la alta, când lumea digitală nu ține de legislațiile țărilor, da? Până la urmă, pe internet comunicăm cu oricine, da? Și atunci, cine se ocupă de reglementarea internetului, cumva, la nivel general, știi? Deci, ți-am răspuns la întrebare? Apropo de asta, am înțeles, îmi cer scuze, dar aici chiar din nou vin cu altă provocare, provocare în provocare. Să ții minte, da. Acum câteva zile am auzit o știre interesantă, cum că inclusiv România, ce ar fi semnat acest act, prin care se dorește o reglementare a internetului în general. Ai auzit ceva de chestia asta? Am înțeles că a fost ținută cam secretă până acum câteva zile, și că România deja ar fi semnat acest act. Și la un moment dat se spune că dacă vei folosi o fotografie pe care o iei de pe, tot de pe social media și tu o folosești eventual în scop, să spunem, comercial, la un moment dat s-ar putea să ți se blocheze conturile sau la un moment dat s-ar putea să ți se ceară bani pentru folosirea acelei fotografii. Adică până acolo ce că s-ar putea să se ajungă. Da, din păcate nu cunosc, nu mă ocup de partea de legacy și regulatorii, deci nu pot să fac declarații care nu le știu. Însă, na, din ce am văzut, iarăși, la nivel declarativ se întâmplă foarte multe. Am participat la foarte multe congrese și așa, convenții care s-au întâmplat în România și din punct de vedere declarativ se întâmplă foarte multe la noi în țară, știi? Mai ales pe partea de blockchain și așa. Însă, din punct de vedere legal, nu cred că noi încă nu suntem pregătiți. Nu, adică, nu că nu suntem pregătiți, nu mai țin exact. Deci, avem și autoritățile care trebuie să vină și să ne întâmpine și să ne creeze environmentul ca să folosim ceea ce avem. Da? Și aici nu cred că momentan nu, adică se lucrează, nu zic nu, dar și nu e numai problema noastră. Știu, exact asta vreau să spun acum, că eu urmăresc în continuare știrile din Marea Britanie și observ că sunt foarte multe discuții despre reglementările care să fie impuse societăților sau tot ceea ce înseamnă social media, site-urilor, platformelor de social media, pentru că sunt câteva lucruri care încep să deranjeze și încep să facă rău oamenilor. Știi că foarte mult a fost inclusiv partea de Instagram cu anumite filme care apăreau, anumite fotografii și Instagram-ul nu a reușit să le scoată în timp util, iar mai nou acum, e normal, nu se mai lucrează cu manual, ca să spun așa. Totul este pe inteligență artificială. Sunt și lucruri bune și lucruri rele. Dar hai să nu uităm provocarea. Apropo de ce spuneai tu acum cu Instagram și cu Facebook și așa, la nivel european, în ultimii ani s-a investit foarte mult în securitatea datelor și cum Europa și-a dat seama că de fapt și drept folosim foarte multe aplicații care nu ne aparțin, da? Și atunci au dat seama, de aici am pornit de fapt și de drept, că trebuie să investim un pic în partea asta, în securitatea datelor și privacy și confidențialitatea datelor, pentru că ne-am trezit că folosim servicii exact. Care nu sunt sigure nu ne aparțin și involuntar ne dăm ne dăm datele. Am ajuns să nu mai fim proprietari propriilor noastre date. Nu știu cum să zic așa. Exact așa este și exact așa cum sună. Și aici, dragii mei, vă aduc aminte că a fost un mare scandal în Statele Unite acum câțiva ani cu TikTok-ul, care nu este deținut de o companie din Statele Unite. Și am spus foarte clar, noi nu suntem de acord ca datele personale ale cetățenilor din Statele Unite să plece în China, pentru că de acea țară era vorba. Deci lucruri de genul ăsta se întâmplă și scandaluri și procese și tot ce înseamnă. Adică chiar aceste date chiar sunt foarte importante, nu? Da, sunt foarte importante, după cum bine am discutat. Problema unde este că suntem foarte tentați, da, de evoluția asta a tehnologiei și suntem foarte tentați să încercăm orice ni se pune,
să fim up to date cu ce se întâmplă și să beneficiem de evoluția tehnologiei, da? Sunt fel fel de aplicații și așa. Cu cât, cu atât mai mult cu cât sunt gratuite, da? Păi normal, tot ce e gratuit ne interesează. Însă uităm să fim un pic atenți la ceea ce semnăm, da? Ce scrie în momentul când instalăm o aplicație, ce scrie acolo la Terms of Services sau ceva de genul ăsta? Știi, cine stă să citească toate rândurile? Asta e întrebarea, pentru că ele sunt scrise acolo. Eu sunt sigur că toate firmele vor să respecte legea sau măcar își propun, dar sunt sigur că se bazează și pe acest lucru, pe faptul că noi nu citim acele rânduri care sunt scrise foarte mic de obicei, cu câteva condiții pe care ar trebui să le înțelegem și să înțelegem de fapt ce se întâmplă cu datele noastre. Deci asta este prima greșeală, că noi ne dăm acordul fără să știm că ne dăm acordul asupra datelor noastre. Doi, nu conștientizăm valoarea datelor noastre. Zici, ok, ce contează că știe vecinul că eu sunt, nu știu, în vacanță undeva sau... însă nu realizăm că devenim... cădem în propria noastră capcană. Așa este. Că în momentul în care noi, în funcție de cât de mult divulgăm despre identitatea noastră, despre așa, după aia ajungem să fim controlați de toate reclamele și toate... Nu? La început ți se pare, wow, uite, căutam ceva și mi-a venit reclama care ce căutam. Dar la un moment dat nu mai știi exact... ești tu sau cel care ești creat de tot ce se întâmplă în jurul tău? Da, și aici, pentru că lucrez și în zona de internet marketing, vă dau o explicație foarte simplă apropo de ceea ce ai spus, pentru că suntem de foarte multe ori interesați de un anumit produs, căutăm pe un anumit site, vedem o reclamă pe care o urmărim, după care închidem acel site, eventual deschidem Facebook-ul sau o altă rețea de socializare și încep să ne apară, foarte interesant, alte oferte pentru acel produs. Mm. Și de, exact cum ai spus, începe să ne întrebăm, dar de unde știau ei ce caut eu? Există și o explicație foarte simplă, partea comercială. Fiecare site, pentru fiecare site se poate pune câte un pixel, se numește, un cod care se pune ori de la Facebook, ori de la Google, ori de la alte platforme. Și ei astfel, de fapt, pot să ne urmărească. Și dragile mele, dragii mei, credeți-mă că suntem urmăriți absolut tot ceea ce facem pe internet. Deci nu chiar nu există, decât dacă chiar dorim acest lucru și investim în partea asta, să fim incognito, ca să spun așa, nu pe internet și să ascundem toate aceste căutări. Deci se știe absolut totul despre noi. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar trebuie să știm aceste lucruri și să ne le asumăm, nu? Trebuie să conștientizăm și să fim responsabili pentru acțiunile pe care le facem. Problema este că căutarea asta. Noi nu realizăm că face parte din identitatea noastră. Îi ori o nevoie, ori, da? Cauți ceva, da? Face parte din identitatea. Cumva ceva ăla te reprezintă într-un fel sau altul. Da, știi cum spunem? Că de multe ori spunem că n-am nimic de ascuns. Ce pot să afle despre mine? Dragile mele, dragii mei, iată că se întâmplă. Știți că, din nou, o iau pe scandal. A fost scandalul în Marea Britanie cu Brexit-ul, cu Google Analytica, parcă, sau ce vezi, o denumire de genul ăsta, sau Facebook Analytica, când au fost luate anumite date și au fost folosite în domeniul politic, să spunem așa, când au fost influențate anumite voturi prin anumite campanii. Și oamenii atunci au spus, opa, stai că totuși chiar am ceva de ascuns, nu? Adică chiar nu trebuie să știe lumea cu cine votez, ce fac, uite că mă influențează. Oamenii au început între timp să regrete multe lucruri, multe voturi, multe lucruri care le-au pus pe aceste rețele sociale. Deci trebuie să avem grijă, până la urmă, cum și ce folosim. Pentru că totul poate fi folosit împotriva noastră, ca să zic așa, nu? Și nu neapărat într-o zonă rea. Dar să nu uităm, în acest moment, din câte știu eu, Ambasada Statelor Unite, când mergi să ceri o viză, conturile de social media sunt urmărite pentru a vedea ce ai publicat de-a lungul timpului. Adică dacă ai porniri de un anumit fel, mă refer la terorist sau ceva de genul ăsta, că alte lucruri nu cred că interesează în mod special, sau susții anumite grupări teroriste sau susții anumite grupări extremiste, pentru că sunt lucruri de genul ăsta care se întâmplă. Și deci cred că trebuie să fim foarte atenți ceea ce punem și mai mult decât atât, pentru că, și din nou, lucrez inclusiv în acest moment în partea de recrutare în Marea Britanie,
Sunt foarte mulți recrutori care se uită pe conturile de social media în momentul când îți propun o poziție. Mm. Adică chiar trebuie să ai grijă când pui un pahar plin, gol, în timpul săptămânii sau... Și apoi te miri de ce nu obții, nu? Da! Ai scris că tot altceva în CV, nu? Da. Da, și mai mult decât atât, cam în toate zonele în acest moment, CV-ul aproape nu mai contează, pentru că oamenii cam știu aproape tot despre tine și ce pregătire ai și cam la ce proiecte ai lucrat. Să nu uităm că sunt chiar platforme în care noi scriem ce proiecte am avut, unde am lucrat, tocmai pentru a ne prezenta cât mai bine și mai frumos, nu? Da. Da, acum să mă gândesc cât de reală este identitatea asta pe care ne-o creăm în social media și așa, că câteodată poate fugim de viața noastră și ne creăm cu totul și o altă realitate în mediul online. Aici dăm în branding personal și aici din nou revin pe zona mea, că trebuie să avem chiar grijă, toată lumea, părerea mea, trebuie să aibă grijă de ceea ce publică, pentru că este brandul nostru personal, este modul în care ne văd prietenii noștri, rudele noastre, partenerii noștri de afaceri sau chiar oamenii care doresc să ne angajeze la un moment dat, cine știe. Dragile mele, dragii mei, vom reveni. Pentru că avem multe lucruri de discutat după o scurtă pauză și vreau să înțelegeți, și aici am să-ți fac o nouă provocare, și să ne spui tu care sunt soluțiile pe care compania voastră și la care și tu lucrezi le are pentru a opri aceste dispariții ale informațiilor și a datelor noastre personale. Da? Deci stați aproape pentru că revenim cel mai scurt.